Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou vlog. E bine, cred că v-ați obișnuit că în fiecare joi la ora 15 apare un nou vlog informativ cu privire la noutăți despre mine, la noutăți despre canalul de YouTube sau, specific acestui vlog, noutăți despre serverul nostru de Minecraft, mai exact mcx.minecraft.ro. Ei bine, vreau să spun că de ceva vreme tot am lucrat la o nouă secțiune pentru server și vreau să dau foarte multe detalii în acest vlog, pentru că pentru asta am pregătit un clip care o să apară mâine la ora 6 dimineața. Tot ce este important pentru a preciza în acest vlog este faptul că cei mai buni jucători de pe secțiunea respectivă, vă dau un spoiler, să fie o secțiune legată de PvP, cei mai buni jucători de pe acel mod de joc vor fi premiați lunar cu o grămadă de premii, de fapt niște accesorii pentru Minecraft. Le mulțumim celor de la ideitei.ro pentru că ne-au oferit obiecte de sponsorizare precum acestea pe care le vedeți voi aici. Cred că am rulat câteva imagini cu premiile pe care voi le puteți primi. Ați văzut acolo că era o sabie destul de mare, o sabie cu o dimensiune de 11 cm sau 10 și lucrul ăsta e genial. Gândiți-vă că o să aveți o sabie aproape mai mare decât mâna voastră și o să o puteți ține exact ca Steve. Și uite, sunt îmbrăcat în albastru cum este Steve și mă simt acum bun, dar v-am spus, mai multe noutăți o să vedeți mâine la ora 6 dimineața și o să vă placă, vă garantez, pentru că o să fie un server foarte jucat. O să ne jucăm foarte mult pe live-ul de mâine. Apropo, mâine suntem live de la ora 20 și vom fi live timp de 3 ore în care ne vom juca foarte mult Minecraft, foarte mult GTA 5, vom face și troll-uri și cred că o să fie ceva mai special, pentru că am observat că episodul trecut, de fapt, live-ul trecut de troll-uri a fost ceva mai diferit, pentru că cei la care mergeam eu să le fac troll, de fapt raid, hai să numim raid totuși, voiau să fac o provocare, de exemplu un tip a mâncat o ceapă și o să încercăm să mergem pe același, cum să spunem noi, pe același registru, pe același model, să vedem cine mai acceptă provocări de astea de a mânca lucruri destul de ușoare, putem să le numim. Însă, hai să trecem la lucruri care mi-a marcat săptămâna. Nu știu dacă ați observat, însă eu ieri am primit asta. Nu pot să cred, de când așteptam eu lucrul ăsta să se întâmple, am primit verified pe YouTube. Poate unii nu știți ce reprezintă. Ei bine, vreau să spun că YouTube practic îți verifică canalul din punctul lor de vedere și îți dă acea bifă de verificat, conform cărora ei au verificat, nu știu, gen thumbnail-urile, au verificat, ca să fie originale sau ceva de genul, au verificat conținutul și practic acum sunt verificat de către echipa YouTube și arată foarte interesant acolo când intri pe un channel bifaia. Mai ales, de exemplu, eu mă uit foarte mult la livestream-urile altor YouTuber din alte țări, nu din România, și când comentezi și ai verified, tipul care face stream și poate are vreo 3-4 mii de oameni pe live și vede acolo un YouTuber verificat, te salută, adică nice to meet you sau ceva de genul, știi? Și te vede față de ceilalți care comentează pe chat, nu sunt chiar băgați în seamă, însă cei care au verified sunt oarecum scoși în evidență și eu de mult așteptam asta, însă ăsta este meritul vostru pentru că vă uitați foarte mult la clipurile mele, apreciați foarte mult episoadele și eu n-am decât să continui să produc conținut pentru voi care să vă placă și că tot vorbim de lucruri pe care le fac pentru voi, vreau să spun că pe 23 aprilie va avea loc un fan meeting în Parcul Tineretului. Aveți în descriere un eveniment unde puteți să vedeți mai multe detalii, eveniment de pe Facebook și de ce spuneam că îl fac pentru voi? Îl fac pentru comunitatea de prejduriști de lingă, să ne întâlnim și noi acolo, să vorbim unii cu alții, să facem poze împreună, să dăm autografe cei care vor și bineînțeles pe lângă toate astea, împreună cu cei care mai vin acolo, am pregătit câteva giveaway-uri. Le mulțumim foarte mult celor de la ideitei.ro pentru că ne-au sponsorizat cu câteva accesorii de Minecraft, precum cele care le-ați văzut mai devreme, ați văzut și breloc și sabia cea mare și ochelarii de realitate virtuală. Voi o să primiți foarte multe perechi acolo de ochelari VR, de brelocuri, de săbii, de Minecraft și nu numai. Pe lângă toate astea o să primiți din partea mea și a băieților care organizăm acest meeting, aici număr pe George, pe Breaker, pe White Coffee și Niță, vom oferi două conturi de Minecraft Premium, de fapt niște gift coduri
nu conturi deja făcute. Noi o să vă dăm niște coduri, acele coduri intrați voi pe Mojang, vă faceți un cont, de fapt pe Minecraft.net, faceți un cont și bifați aia cu activarea contului pe baza unui gift code și o să vedeți că o să fie foarte interesant pentru că am pregătit asta foarte special pentru voi. Gift code-urile sunt niște coduri, pentru cei care nu cunosc asta, sunt niște coduri de, nu știu, 12 14 caractere, acele coduri vor fi printate pe o tăbliță de plastic, foarte interesant, o să vedeți voi, și acea tăbliță o să fie băgată într-un plic cu design de Minecraft, cu un creeper, cu Steve, o să vedeți, o să vă placă super mult pentru că am pregătit în detaliu o grămadă de lucruri pentru voi și o să fie acel plic semnat de către mine, de către Anca, de către Niță și toți cei care participă acolo și înăuntru plicului o să aveți voi contul de Minecraft Premium. Eu spun că este un lucru destul de interesant pentru că știu că foarte mulți apreciază fiecare lucru făcut de către mânuța noastră, cum și eu de altfel apreciez desenele primite de la voi și vreau să fiți acolo la fan meeting într-un număr cât mai mare. În momentul de față sunt, au dat de fapt că participă 900 de persoane, deci îmi e groază când mă gândesc, dacă, adică nu știu, nu prea cred eu că o să veniți chiar 900, adică poate unii au dat așa că vin, dar poate nu vor veni. Vă rog, dacă încă nu v-ați înscris și vreți să o faceți, înscrieți-vă doar dacă știți 100% că veniți, pentru că noi așa ne facem o statistică să vedem câți dintre voi o să vină acolo. Și deja eu cu Coffee ne-am speriat îngrozitor gândindu-ne că 900 de persoane dacă vor fi acolo prin absurd, noi ce o să facem, pentru că intrarea principală în Parcul Tineretului nu cred că are capacitatea de a ține 900 de persoane, adică locul... Nu știu, nu pot să-mi imaginez cum o să fiți acolo atât de mulți, adică sper să veniți cu toții, bineînțeles, însă mă bazez pe faptul că foarte mulți ați dat acolo că veniți, însă poate nu veniți cu toții, adică, sincer, nu m-aș întrista dacă n-ați venit cu toții, dar nu știu cum eu sunt o persoană foarte mică de statură, să spun că am 1,70 m, nu știu cum eu o să vă pot stăpâni pe toți, să nu faceți tot felul de tâmpenii pe acolo, pentru că noi am vorbit cu bodyguards-ii Parcului Tineretului și au spus că dacă unuia dintre voi îi se face rău sau ceva, e pe pielea noastră, adică noi vom avea de suferit cu privire la acest lucru și nu prea ai cum să ai grijă de atâția oameni, însă sperăm că o să veniți cu părinți și cu tot felul de prieteni care, nu știu, vă vor ajuta dacă vi se face rău sau ceva, însă subiectul ăsta nu e atât de interesant, noi o să ne bucurăm pentru că suntem atât de mulți acolo și o să ne distrăm și, bineînțeles, o să facem giveaway-uri o grămadă, pentru că, de exemplu, eu m-am gândit să facem ceva de genul, o să ascund undeva acel plic care conține un cont de Minecraft, vor fi două plicuri și voi trebuie să-l găsiți, adică o să fie foarte interesant, o să interacționăm foarte mult cu voi, bine, nu vor fi ascunse pe la mama naibii prin parc, nu, prin zona aia, prin, nu știu, gen sub o frunză sau ceva, nu știu, frunza e destul de mică, dar ați înțeles ideea și bineînțeles cineva o să fie acolo, să nu vină cineva să fure plicul, deci gândiți-vă că ne-am gândit la toate aspectele și o să vă placă super mult, așa vom face și cu brelocuri, bine, o să mă aruncăm și așa în aer, dar nu vom pune întrebări, de exemplu, abonați adevărați care știu toate răspunsurile, de exemplu, de când e canalul, câte clipuri am, de câte ori a apărut Anca în clipurile de pe YouTube, de pe canalul The Link. Tot felul de întrebări de astea unde nu toată lumea o să știe să răspundă și doar cine merită o să primească acele premii. Eu spun că așa este un lucru destul de bine pus la punct, pentru că oricine putea să vină de pe stradă să zică, uite, e multă lume, se aruncă chestii, vin și eu. Nu vrem să facem așa, doar prăjituricile adevărate care știu să răspundă la întrebări sau care vor putea fi în stare să caute pe acolo, pe aproape. Nu vă gândiți că o să ascundem la 5 km în parc un cod de Minecraft. Nu, o să fie la câțiva metri unde o să fim cu toții, deci nu o să fie foarte multă aglomerație pe acolo, așa să spunem așa. Să sperăm că nu o să fie aglomerație. În orice caz, băieți, eu vă mulțumesc super mult de vizionarea acestui vlog. Vă aștept mâine la ora 6 să vă uitați cu toții, pentru că am lucrat foarte mult la acea secțiune de care eu vorbesc de câteva minute, de 9 minute. Bun, și o să vă placă super mult. Gândiți-vă că o să fie bazată atât pe Minecraft cât și pe CSGO, mă refer la rank-uri, pentru că, hai să vă dau o spoiler, cine a urmărit până la final acest vlog, o să vă dau un indiciu despre ce o să adăugăm mâine. O să fie ceva legat de numărul de kill-uri pe care îl veți face pe alți jucători și cine va avea cele mai multe kill-uri, mă rog, kill-uri, de fapt e un scor. Scorul e bazat pe numărul dintre kill-uri și de death-uri, adică de câte ori ați omorât pe cineva și de câte ori ați murit voi. Și cine o să aibă scorul cel mai mare, lunar va primi, va primi 5 care vor avea cel mai mare scor, vor primi premiile pe care le-ați văzut la început, însă
vor fi bazate pe rank-uri de CSGO, precum, nu știu, Silver 1, 2, 3, 4, Nova 1, 2, 3, 4, Gold Nova, mă rog, Distinguished Master, Guardian și Blam și până la Global Elite, Global Elite. Deci, gândiți-vă că este un sistem foarte bine pus la punct, dar mai multe detalii o să vedeți mâine la ora 6, pentru că nu vreau să dau toate spoilerele, nu știți despre ce minigame e vorba. Sau dacă bănuiți, scrieți în comentarii, hai să vedem cine a ghicit. În orice caz, eu am fost The Link și vă mulțumesc super mult de vizionarea acestui vlog. Îmi cer scuze dacă am mișcat foarte mult camera, dar credeți-mă că nu este deloc ușor să ții în mână un telefon timp de 10 minute și să încerci să nu-l miști. Dar eu m-am obișnuit și cred că deja mi se pare ceva ușor de făcut, pentru că n-am mișcat foarte mult camera, nu? Bun, hai să încetăm cu gluma și ne auzim mâine la ora 6, iar la ora 20:00 vom fi live pe YouTube. Ciao! I'm trying to shoot you.